Olimpia 2 Satu Mare, a pierdut amicalul de scâmbătă, scor 1 5, cu formația de Liga 3 din Bihor, CSC Sân Mărtin. După un început foarte bun de meci, în care Lucaci a deschis scorul în minutul 10, elevii cuplului Mircea Bolba, Cristi Popa, au avut apoi o parte secundă groaznică, în care s-au văzut depășiți la toate capitolele de adversari. Pentru formația gazdă au marcat Sebastian Zaudori în minutele 35 și 71, Gheorghe Popescu minutele 37 și 65 și Leo Jurcă minutul 83. Și antrenorul Mircea Bolba s-a arătat oarecum surprins de căderea elevilor săi de după minutul 35. Olimpia 2 Satu Mare speră ca în această perioadă să mai găsească adversari pentru amicale și mai ales terenuri practicabile. Olimpia 2 Satu Mare a jucat în formula Fila Paul Cic, Chievari, Ionescu, Ciul, Donca, Lucaci, Guia, Bâghiu, Pop, iar după pauză sau în timpul jocului au mai intrat Ulm, Pop, Mușilă, Temfli, Nilvan, Șoproni, Ciorvașii, Nodi și Ștef.